Mama care și a abandonat fetița de doar 5 zile în scara unui bloc din Râmnicu Vâlcea s-a predat autorităților. Femeia care și a părăsit bebelușul de 5 zile a spus anchetatorilor că soțul nu și-a mai dorit încă un copil. Fetița a fost ținută 4 zile într-o mașină, iar acum este în grija statului. Potrivit anchetatorilor, femeia în vârstă de 35 de ani a fost cadru didactic ascuns că a născut din cauza violenței domestice și a faptului că soțul său nu și-a mai dorit încă un copil. Femeia le-a povestit mai întâi părinților ei despre abandonarea fetiței, i-a chemat pe aceștia la ea acasă pentru a le încredința spre creștere și educare ceilalți doi copii, de 3 respectiv 12 ani. În urmă cu o săptămână și-a luat câteva haine uzate din casă și a născut în mașină, singură, fără asistență medicală. Femeia le-a mărturisit procurorilor că a ascuns nașterea copilului din cauza bătăilor și certurilor din familie. Soțul nu și-a al treilea copil. Femeia a ținut fetița în mașină parcată în apropierea locuinței sale timp de patru zile, iar atunci când nu a mai știut cum să facă față, a abandonat-o într-o scară de bloc din cu Vâlcea. A lăptat-o, iar apoi a învelit-o și a pus-o într-un scaun de mașină. Bebelușul a stat acolo până când a fost găsită de o locatară care a alertat poliția. În urma unei expertize medicale, s-a constatat că mama, acuzată de abandon de familie, suferă de o tulburare postnatală. Procurorii au cerut internarea de urgență într-un centru de reabilitare. Fetița abandonată rămâne în grija statului până la finalizarea procesului.